Acatistul Sfintelor Paști. Acest acatist se citește de la Paști până la Înălțarea Domnului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșealele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu și ale sfinților părinților noștri și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viața dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viața dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Aleasă dintre toate zilele această numită și sfântă zi, praznic al praznicelor este și sărbătoarea sărbătorilor, în care Hristos a înviat din mormânt, iadul prădându-l și pe oameni înviindu-i. Pe acesta preaslăvindu-l toți să-i cântăm, Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Îngerii, astăzi Hristoase Dumnezeule, cântă în ceruri învierea Ta din morți și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată, să te slăvim și cu bucurie să-ți cântăm. Hristos a înviat, îngeri veseliți-vă în ceruri. Hristos a înviat, oameni sărbătoriți pe pământ. Hristos a înviat, strigați Domnului tot pământul. Hristos a înviat, cântați Dumnezeului nostru cântare nouă. Hristos a înviat, astăzi drepții să se veselească. Hristos a înviat, porțile iadului astăzi să se zdrobească. Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Văzând pe Fiul Eli și Dumnezeu înviat, cea plină de har curată, una cea bună și neprihănită între femei și care prima a auzit de la dânsul, bucură-te, primind bucuria tuturor, Maică prea nevinovată, bucurându-se agrăit din inimă. Aliluia! Cerurile cu înțelepciune să se veselească, iar pământul să se bucure, să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, învierea lui Hristos, cântându-i lui. Hristos a înviat, veselie veșnică! Hristos a înviat, nimeni să nu fie întristat! Hristos a înviat să prăznuiască toată făptura! Hristos a înviat să se bucure toate cele de sub cer împreună cu noi! Hristos a înviat, astăzi este mântuirea lumii! Hristos a înviat, astăzi soarele cel prea frumos a strălucit tuturor din mormânt. Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Cu putere dumnezeiască l-ai mântuit pe strămoșul Adam, cu moartea ta ai stricat locașurile morții și pe toate le-ai luminat cu razele învierii. Ai trezit pe morții cei din veac, Hristoase, mântuitorul nostru, fiind începătura celor adormiți, ca să auzi de la toți. Aliluia! Având nemăsurată bunătate, te-ai pogorât din cer și întrupându-te mai presus de minte, Hristoase Dumnezeul nostru, te-ai coborât într-un cele mai de jos ale pământului și le-ai ridicat cu tine pe Adam și pe toți cei legați cu legăturile iadului. La lumină mergând cu picioare vesele, Hristoase, paștile cele veșnice au lăudat așa. Hristos a înviat, unde ți este iadule biruința?
Hristos a înviat, unde ți este moarte, boldul? Hristos a înviat, niciun mort să nu mai fie în mormânt. Hristos a înviat, să stăpânească acum viața. Hristos a înviat, iadul s-a robit, cei morți, îndrăzniți. Hristos a înviat, mormintele s-au deschis, cei din iad, sculați-vă. Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă. Furtuna de întristare a încetat acum, iar ceata de femei alergând în grabă, cu mirezme, foarte de dimineață la mormântul dătătorului de viață, căutând mai înainte de soare pe soarele cel ce odinioară a apus în mormânt, iar preacuratul tău trup, Hristoase, negăsindu-l au grăit. Cine a luat un om mort, gol și îngropat? Văzând însă pe îngerul cel purtător de lumină, au cântat cu frică lui Dumnezeu, Aliluia! Mironosițele femei auzind de la înger, de ce căutați pe cel viu între cei morți? De ce plângești pe cel nestricăcios ca și cum ar fi într-o stricăciune? S-au bucurat, închinându-se Dumnezeului celui viu și pricepând paștile cele tainice, au cântat cu bucurie. Hristos a înviat, paștile cele mari astăzi nouă ne-au strălucit. Hristos a înviat, timpul suspinelor pentru noi a încetat. Hristos a înviat, astăzi blestemul Evei s-a dezlegat. Hristos a înviat, astăzi plânsul nostru s-a prefăcut în bucurie. Hristos a înviat, în loc de mir să aducem cântare stăpânului. Hristos a înviat, în loc de lacrimi să ne curățim simțirile și să-L vedem pe Hristos. Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Înviind Hristos cu slavă din morți, Maria Magdalena a venit în grabă la mormântul dătătorului de viață și văzând că piatra a fost răsturnată de pe mormânt, cu lacrimi a groit îngerului ce ședea. Unde s-a ascuns, deci, viața veșnică? Sau pe Domnul meu mi-l dați? Sau toți, împreună cu mine, să-i cântăm cu credință? Aliluia! Văzând lângă mormânt ca pe un grădinar pe Hristos, Maria Magdalena l-a întrebat zicând, spune-mi, unde l-ai pus ca să-l iau? Cunoscând însă învierea ta, Hristoase, la toată lumea, a binevestit așa. Hristos a înviat, femei, părăsiți-vă de lacrimi. Hristos a înviat, fecioare, intrați într-o bucuria Domnului vostru. Hristos a înviat, apostol, săltați cu bucurie dumnezeiască. Hristos a înviat, oameni, îndulciți-vă cu toții de această sărbătoare. Hristos a înviat, cei din tâi și cei de pe urmă, cinstiți această zi. Hristos a înviat, bogații și săracii împreună, veseliți-vă. Hristos a înviat, moartea călcat, oameni, veseliți-vă. Propovăduitoarele femei au binevestit feciorelnicului apostol că Domnul Dătătorul de viață astăzi a înviat din mormânt. Acesta repede alergând s-a dus în grabă la mormânt, mai repede decât Petru și aplecându-se, a văzut doar veșmintele zăcând și a intrat în mormânt și a văzut și a crezut. Și încă nevăzând cu ochii trupești pe Hristos, l-a văzut cu iubirea inimii și cu credință i-a cântat, Aliluia! Sculându-se, Hristos din mormânt s-a arătat întâi femeilor pentru că i-au dovedit iubire caldă când era pe cruce. Văzându-l însă Petru venind întristat la mormânt, s-a arătat și lui ca unul ce avea inimă bună și era milostiv înaintea celorlalți ucenici. Acesta s-a umplut de nespusă bucurie și întregii lumii a binevestit așa. Hristos a înviat, astăzi celor morți li s-a dat înviere. Hristos a înviat, astăzi întregii lumi s-a vestit mântuirea. Hristos a înviat, astăzi oile cele rătăcite să se întoarcă la păstor. Hristos a înviat, astăzi oamenii lui Dumnezeu să vă liberați de întristare. Hristos a înviat, bucurați-vă toți cu bucurie negrăită. Hristos a înviat, sărutați-vă unul pe altul cu sărutare sfântă. Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Vrând Domnul Dătătorul de viață să umple toată lumea de bucuria învierii sale, le-a trimis pe femei să vestească apostolilor că s-a sculat omorând moartea. Acestea, pe îngeri uimind prin curăția sufletelor, au alergat la apostoli cu picioare vesele grăind. Cu adevărat, Hristos a înviat și viu va fi în veci, cântați lui așadar cu bucurie, Aliluia! Cu minunată bucurie Hristoase au primit apostolii vestea învierii tale de la sfintele femei că de voie te-ai jertfit pentru toți, jertfă vie ca un miel de un an, paștile curățitoare și așa au binevestit lumii întregi. Hristos a înviat, paștile cele noi, Hristos a înviat, jertfa cea vie. Hristos a înviat, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Hristos a înviat, prin rana sa pe toți i-a vindecat. Hristos a înviat,
Astăzi toată făptura să se bucure și să se veselească. Hristos a înviat, astăzi biserica lui Dumnezeu să prăznuiască. Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Înfricoșitoare și preaslăvită este învierea ta, Hristoase, că te-ai sculat din morți și nu ai rupt pecețile mormântului, precum porțile fecioarei nu le-ai deschis într-un nașterea ta. Acum însă cu învierea ta ne-ai deschis porțile raiului, ca împreună cu tâlharul să intrăm cu tine în palat, cântându-ți ca unui Dumnezeu. Aliluia! Astăzi nouă tuturor credincioșilor, Hristoase, ne-au strălucit paștile cele sfinte și ni s-au deschis ușile raiului, ca toți să mergem la lumina învierii tale. De la apus și de la miază noapte și de la răsărit și de la miază zi, fiii tăi binecuvântând paștile cele veșnice, cu astfel de cântări strigă. Hristos a înviat, din mormânt iertare tuturor ne-a strălucit. Hristos a înviat, tuturor credincioșilor ne-a venit izbăvire de întristare. Hristos a înviat, să se îndulcească toți de acest ospăț al credinței. Hristos a înviat, primiți toți bogăția harului. Hristos a înviat, nimeni să nu plângă pentru păcate. Hristos a înviat, nimeni să nu se mai teamă de moarte. Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Acum toate s-au umplut de lumină, cerul, pământul, cele de dedesubt, cerul că se urcă la Tatăl, Domnul de viață dătătorul, pământul că a strălucit astăzi din mormânt, soarele dreptății, cele de dedesubt, că a coborât Fiul lui Dumnezeu, cel unul născut, acolo unde este însuși întunericul, toate plinindu-le în chip de negrăit. Să se închine lui tot pământul și să prăznuiască învierea lui toată făptura, cântându-i Aliluia! De Dumnezeu grăitorul Isaia să stea împreună cu noi și să arate cum a văzut, mai înainte ziua cea purtătoare de lumina învierii tale, vorbind despre tine, Hristoase. Moartea va fi biruită, morții vor învia și se vor scula din morminte. Iar noi, împlinite văzând toate acestea, să ne vesenim, dumnezeiește, cântându-ți. Hristos a înviat, să prăznuim astăzi omorârea morții. Hristos a înviat, să vestim astăzi începutul vieții veșnice. Hristos a înviat, astăzi primăvara își revarsă mirezmele și făptura cea nouă se bucură. Hristos a înviat, astăzi s-a gonit furtuna cea întunecată a păcatului și oamenii cei noi ai bisericii sărbătoresc. Hristos a înviat, toate cele vechi noi s-au făcut. Hristos a înviat, astăzi cerul s-a deschis și tot trupul vede fața lui. Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Vrând să mântuiești toate, ai făgăduit să fii cu noi, Hristoase, până la sfârșitul veacului. Iar noi, auzind glasul tău dumnezeiesc, având întărire de nădejde, ne bucurăm de învierea ta, cântându-ți ca unui Dumnezeu, aliluia! Văzându-l pe împăratul Hristos ieșind din groapă ca un mire, femeile de Dumnezeu înțelepțite au venit în grabă după Domnul. Iar noi, purtând făclie și mână întâmpinarea mirelui și prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare, de praznice, paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare, cântând cu bucurie acestea. Hristos a înviat, ieșiți precum fecioarele într-o întâmpinare a mirelui. Hristos a înviat, veniți purtătorii de lumină la Hristos. Hristos a înviat, umpleți sufletele voastre de frumusețe dumnezeiască. Hristos a înviat, aprindeți luminile voastre cu îndelemnul curăției. Hristos a înviat, să ne bucurăm dumnezeiește că mirele este împreună cu noi. Hristos a înviat, să ne bucurăm prea luminat că s-a gătit logodnicei palat. Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Cântare de bucurie în loc de miruri aducem astăzi și sărbătoarea de acum o prăznuim în această sfântă, mântuitoare și prea luminoasă zi, că în ea lumina cea fără de ani cu trupul a răsărit din mormânt ca o vestitoare și purtătoare de lumină zi a împărăției celei neînserate, iar pe tine, Hristoase, te fericim și îți cântăm Aliluia! Lumină nemăsurată, mai luminoasă decât soarele, nouă tuturor celor ce ședem în întuneric, ne-a răsărit din mormântul tău, Hristoase, și lumea întreagă a iluminat. Pentru aceasta se bucură toate marginile pământului, se veselește și cântă biserica ta, Hristoase, proslăvind așa învierea ta. Hristos a înviat, cu adevărată sfântă și luminoasă este această mântuitoare noapte. Hristos a înviat, cu adevărat sărbătoarea sărbătorilor este această numită și sfântă zi. Hristos a înviat, bucură-te și te veselește acum, Sioane sfinte. Hristos a înviat, luminează-te și te bucură acum, biserica lui Hristos. Hristos a înviat, că slava Domnului peste tine a strălucit. Hristos a înviat, să se umple toți fiii tăi de bucurie veșnică.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă! Harul Tău, Hristoase, tuturor credincioșilor ai izvorât astăzi, în această vestită zi a învierii Tale, pe care ai arătat-o preaslăvită. Veniți să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa, să ne împărtășim de veselia dumnezeiască a împărăției lui Hristos, cântându-i ca unui Dumnezeu, Aliluia! Cântând a Ta prealuminată înviere, Hristoase, ne închinăm Ție celui înviat, și cu credință și cu dragoste cădem la picioarele Tale și cu o singură gură îți cântăm ca niște frați, așa. Hristos a înviat, unul pe altul să ne îmbrățișăm cu bucurie. Hristos a înviat, să iertăm pe cei ce ne urăsc pe noi. Hristos a înviat, toate simțurile lăuntrice să le curățim. Hristos a înviat, unul pe altul să ne sărutăm cu sărutarea sfinților. Hristos a înviat, cu cântări să intrăm în curțile Lui. Hristos a înviat, în casa Lui ne vom petrece toate aceste zile luminoase. Hristos a înviat, moartea călcat, oameni, veseliți-vă! O, Paștile cele mari și preasfințite Hristoase, o, înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și puterea! În loc de mir primește această cântare a noastră și ca un Dumnezeu puternic ridică-ne împreună cu Tine și pe noi și ne îndumnezeiește ca să ne bucurăm în ziua cea neînserată a împărăției Tale, în ceruri și acolo cu toți sfinții să cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia! O, Paștile cele mari și preasfințite, Hristoase, o, înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și puterea! În loc de mir primește această cântare a noastră și ca un Dumnezeu puternic ridică-ne împreună cu Tine și pe noi și ne îndumnezeiește ca să ne bucurăm în ziua cea neînserată a împărăției Tale, în ceruri și acolo cu toți sfinții să cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia! O, Paștile cele mari și preasfințite Hristoase, o, înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și puterea, în loc de mir, primește această cântare a noastră și ca un Dumnezeu puternic, ridică-ne împreună cu Tine și pe noi și ne îndumnezeiește ca să ne bucurăm în ziua cea neînserată a împărăției Tale, în ceruri și acolo cu toți sfinții să cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia! Îngerii astăzi, Hristoase Dumnezeule, cântă în ceruri învierea Ta din morți și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată să Te slăvim și cu bucurie să-Ți cântăm. Hristos a înviat, îngeri veseliți-vă în ceruri! Hristos a înviat, oameni sărbătoriți pe pământ! Hristos a înviat, strigați Domnului tot pământul! Hristos a înviat, cântați Dumnezeului nostru cântare nouă! Hristos a înviat, astăzi drepții să se veselească! Hristos a înviat, porțile iadului astăzi să se zdrobească! Hristos a înviat, moartea călcat! Oameni, veseliți-vă! Aleasă dintre toate zilele această numită și sfântă zi, praznic al praznicilor este și sărbătoarea sărbătorilor, în care Hristos a înviat din mormânt, iadul prădându-l și pe oameni înviindu-i. Pe acesta preaslăvindu-l toți, să-i cântăm. Hristos a înviat, moartea călcat, oameni, veseliți-vă! O, preasfântă și preaslăvită lumină Hristoase, care ai strălucit întregii lumi într-o învierea Ta mai mult decât soarele, în această prealuminată, preaslăvită, mântuitoare zi a Sfintelor Paști, toți îngerii în ceruri se veselesc și toată făptura se bucură pe pământ și toată suflarea Te preaslăvește pe Tine, Făcătorul ei. Astăzi s-au deschis ușile raiului și cei morți au fost loboziți prin coborârea Ta în iad. Acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt. Să vină dar lumina Ta în sufletele și în inimile noastre întunecate și să lumineze noaptea păcatului ce se găsește acolo, ca și noi să fim luminați și curățiți cu lumina adevărului în aceste prea luminoase zile ale învierii Tale, ca o nouă făptură întru Tine și astfel luminați să venim într-o întâmpinarea Ta ca a unui mire ce iese din mormânt și precum ai adus bucurie cu arătarea Ta sfintelor femei, care au venit toate de dimineață cu miruri la mormântul Tău, așa și acum luminează noaptea adâncă a patimilor noastre. Dă-ne nouă dimineața despătimirii și a curăției, ca să Te vedem pe Tine cu ochii inimii, mai frumos decât soarele, și să auzim prea doritul Tău glas. Bucurați-vă! Și astfel, gustând din dumnezeiasca bucuria Sfintelor Paști, încă aici pe pământ, să fim părtași veșnicelor și marilor Paști, în ceruri, în ziua cea neînserată a împărăției Tale, unde va fi bucurie nespusă, glasul neîncetat al celor ce prăznuiesc și dulceața celor ce privesc fața Ta.
că Tu ești lumina cea adevărată și luminezi toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.